Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft The Crafting Dead. Bă, fraților, ca de obicei vreau să nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Bineînțeles, doar că vă place seria și dacă mai vreți episoade în continuare. Și nu uitați un share. Bă, fraților, am aici o mică surpriză pentru voi. Chestia că Gigel... Vreau să vă spun ceva. Mă, chestia că Gigel intră în fiecare zi la mine pe canal și se uită să vadă câte like-uri am, câte vizualizări, câte comentarii și alte chestii. Și el a văzut că am foarte, foarte puține like-uri și foarte puține vizualizări. Așa că el ce a zis? A venit la mine și m-a rugat să vă... Adică să las ca să vă spună ceva. Deci Gigel are un mesaj pentru voi. Așa că hai să-l luăm după Gigel. Gigele, vino bă! Hai cu mesajul ăla că l-ai spus tu. Haide! Hai cu zile... Ce ai vrut tu să-mi zici? Hai, zile aici. Salut! Salut! Salutare tuturor, Gigel! Ce mai ziceți, bă, m-a lăsat așa la trans și un mesaj pentru voi. Știu că n-am mai apărut așa de mult aici, dar eu o să filmez așa multe episoade și o să fac, o să dați like. Eu vreau să vă zic că dacă nu dați like la acest episod să strângem 169 de like-uri, eu mă arunc de pe pod și nu vreau să mă arunc de pe pod. Nu vreau. Ok, bă, gata. Mai fucking good. Gigel, pleacă, gata, nu. Nu mai face de astea, bă, că nu e frumos. Adică să răstea nici pe pod. Oh my fucking god, bă, l-ați auzit pe Gigel? Credeți-mă, Gigel e nebun. Dacă nu dați like, el s-aruncă de pe pod. Oh my fucking god, ok, hai să continuăm aici, că nu e frumos, e... E ciudarul Gigel ăsta, mă. S-aruncă de pe pod. Bă, deci mie mi-a spus altceva, frate, mi-a spus că... Vrea să vă zică ceva frumos, că, nu știu, să dați like, să nu știu cum. Dar se pare că nu a fost așa. Se pare că Gigel e un dement și asta e, ok. Bă, am rămas aici ultima dată, în această închisoare și parcă am venit în partea asta. Deci o să mergem în direcția asta, cred. O să mergem în... Nu! Oh my fucking god, am văzut că nu o bălău. Oh, și sunt zombie pe aici. O să-i batem cu bâta, pentru că nu prea mai am gloanțe, mai am doar un încărcător. Adică mai am 17 gloanțele în 4-1. Și un încărcător pentru AK-47. Așa că noi o să fugim. Și o să căutăm muniție. Mă, stai mă așa, când în partea asta am venit, mă. Sau de unde am venit, bă, că nici măcar nu mai știu. Ok, deci o să mergem tot în direcția asta. Sau în direcția asta, hai să mergem în direcția asta. Deci o să mergem în vest. Mamă, frate, și plouă. Și plouă, și ala foc copacul ăla. S-a stins. Mă, lase foc sau mi s-a părut mie? Oh my god, și sunt zombi afară și ne aleargă pe aici. Doamne, asta cred că ar fi cel mai nasol coșmar. Frate, să visezi că ești într-o pădure sau ceva genul ăsta, știi? Și să vină foarte mult zombi după tine și tu să ai câteva... Gen, să ai câteva arme, dar să nu mai ai gloanțele, știi? Oh my fucking god, cred că ar fi un coșmar de la teribil, frate. Bă, parcă mi-aduc aminte de zona asta, oare am mai fost pe aici? Bă, sincer, viu, habar n-am. Hai să luăm niște mâncare. Ok. Și haide să fugim. O să fugim pe aici, bineînțeles. Acum ne-a sper să găsesc și eu ceva iteme interesante. Știu că am zis că în acest episod o să facem o bază și alte chestii. Doar că n-am mai stat să explorez. Am fost foarte, foarte leneș. Da, am fost leneș chestie că am început să mă uit la un serial foarte, foarte șmecher. Adică la Prison Break. Știți voi, serialul cu închisoare, cu chestii. Bă, l-am mai văzut cam în 2013. Oricum, frate, serial de nota 10. Cu Michael Scofield, cu alea. Ok, nu știu, am ajuns cam la sezonul 1, episodul 18 sau ceva genul. Mamă, și mă gândesc că are vreo 5 sezoane. Ok. Dar nu din cauza asta n-am postat ieri. N-am postat pentru că, bă, tot așa... Nu știu... Cum să vă zic, nu prea am avut așa chef, adică n-am avut stare de filmat, știi? Cam asta a fost și pana mea, n-am filmat și decât să fac un episod în care sunt gen salutare tuturor, eu sunt Cheladran, astăzi jucăm Minecraft. Nu, bine, nu ca cu aș fi, nu știu ce fericit sau ceva genul. Dar hai să trecem peste, vin iarna, bă. Și o să fie frig și chestii. Înghețăm la o... What the fuck, ce mi-a venit să zic chestia asta? Ne îngheață coaile.
Oh my fucking god, că zombie, dai și fui. Ah, păi să că n-am mâncat, ești prost. Oh, nu, nu îngroapă, nu, nu îngroapă. Nu, dai și fugi. Oh my fucking god, cred că o să mor aici, că n-o valouă. Deci haideți să ne adăpostim și să mâncăm ceva și să bem ceva. Oh, pe acolo n-am cum să intru, frate. Mă, și cred că sunt item pe pentru că pe aici cred eu că n-am mai fost. Adică, după cum vedeți, nu e nicio intrare, vedeți? Adică trebuie să spar pământul ăsta. Gata, acum am făcut o intrare, deci o să ne rotim. Ar mai trebuie să fie ceva item pe aici pe lângă. Sper că nu am mai fost pe aici. Să tragem cu... O să trag cu calașul doar ca să vină zombi spre mine. Pentru că vreau să intru în acea găurică. Dacă știi cum zic, intrăm aici. Ok, bun, gata, am intrat. Mă, ce cald e aici. E cald și bine. Hai să bem ceva. Și arcan trebuie să mâncăm ceva pentru că nu prea mai avem aici hunger. Deci băgăm acolo niște carne de zombie, un măr, ceva, știi? Mai băgăm un măr, mai o ciocolată, o chestie, ce găsim și noi pe aici? Ok, bun. Hai să-mi punem pe aici sabie de samurai pentru că nu se știe niciodată. Și nu înțeleg de ce căcat nu sunt iteme, nu sunt looturi. Oare mai trecut pe aici? Oh my fucking god, stați așa, bă, fraților, că nu e bine. Noi am intrat aici, da? Dar acum nu știu cum o să ieșim. De fapt, cred că am o idee. Hai să luăm pământ. O să iau foarte, foarte mult pământ. Și... O să vreau să ies de aici. Bă, aș putea să fac eu un tunel. Dar ar fi cam riscant, frate, să fac un tunel pe aici. Nu știu ce să zic. Nu vreau să fiu prins de zombi sau chestii de-astea. Ok, am luat 19 bucăți de pământ. Bun. Acum ce o să facem? O să pun nisipul. Știți că dacă puneți nisipul pe jos, el o să cadă. Adică o să cadă și o să ducă jos de tot. Nu o să stea așa deasupra. Și punem așa 4 blocuri. Acum îmi iau pământul. Hai să bem și acest soda can, adică cola. Am și o cola aici. Hai să bem și noi cola. Ok, bun. Hai să aruncăm asta. Și acum ar trebui să fie easy peasy lemon squeezy. Dar nu știu dacă o să fie easy peasy lemon squeezy. Bă, eu aș avea o mică idee. Uite să mă arunc pe chestia asta. Acum să fac așa ca un pod aici. Și acum dai și fugi, bă, tata, bă. Ok, acum am scăpat. Hai să mergem aici în față. Știu că e cam plictisitor pentru că doar explorăm și n-avem ce să facem. Dar asta e, cam asta. Cam pe asta se bazează acest mod. Pe cum mai fucking god, bă. Bă, ești prost? What the fuck, dita mai groapa. Mamă, dacă cad acolo, gata, sunt mort. Stai că în partea asta plouă. Bă, dar mult mai sunt. Uite, bă, uite zombălă ăștia, vezi? Ăștia cu sânge la gură și cu mască, ăștia ne pot infecta. Stai să văd pe aceea, că am antidotul ăla. Un backpack. Se pare că nu mai am antidotul. Deci dacă mă mușc ăsta ăla sunt. Hai să-l omorăm. Deci ăsta e singurul zombie care ne poate infecta. Despre asta vă spunem într-un episod. Deci ăsta e cel mai periculos zombie. Odată ce te-a mușcat, te infectează. Și dacă nu ai antidotul, mori 100%, frate. Deci n-ai cum să scapi. Sângerezi până mori sau ceva genul ăsta. Ok, partea bună e că pe aceea n-a mai fost. Shotgun shields. Asta nu mă interesează. Pentru că nu am shotgun. What? Ce morții te cauți tu aici? Bă, ce dracu? Base part wall. Ok, asta mă interesează. Scar. Frate, deja am aici un scar. Dar chiar mai am gloanțe la scar? Îți pare că nu mai am gloanțe la scar. Îl punem aici. Nu o să iau acest scar. Asta e. Pa nu știu care de zombie. Hai să ne punem base part wall aici în backpack. Și haide să fugim. Haide să explorăm în continuare. Asta să fie un episod puțin mai lung. Foarte lung. Black backpack. Bă, ăsta cred că mă interesează. O să luăm acolo just in case. Se pare că e un zombie aici blocat. Chestia că nu prea mai am backpack-uri. Adică, bine, am doar backpack-ul ăsta mare în care am itemele în el și cam atât. Și tocmai de asta am nevoie de un backpack. Au dropat sucă ăștia. Soda can, soda can, ok, bun. Acum haideți să ne adăpostim aici.
Să pare că nu sunt iteme, mă, cred că e un bug sau ceva. Adică după cum vedeți, n-am mai trecut pe aici. Sau am mai trecut. Am pus blocul ăsta și am sărit. Bă, nu mi-aduc aminte, nu știu. Dar nu înțeleg ce nu sunt iteme. Ok, haide să bem ceva. Și haide să fugim. Deci doar uitați-vă câți zombi sunt pe aici și nu am n-am muniție. Bă, se pare că am mai fost pe aici, mă. Adică am luat pe acolo niște blocuri. Bă, partea nasole că mă cam învârt în cerc. Da, și bă, mi-aduc aminte, mă. Dar stai că am mai fost pe aici. Știu că am pus niște blocuri așa random pe aici. Adică de m-am urcat sus. Dar mă alergau niște zombi, parcă. Bă, nu știu. Chestii că m-am pasez la micuță. Ok, și pe acolo am mai fost. Și asta e cea mai nasoală parte. Pentru că trebuie să explorezi în continuu, pentru că gloanțele se duc foarte, foarte repede. Deci rămâi foarte, foarte ușor fără muniție. Mă, dacă mergem în partea asta aici o să ningă, pentru că e zăpadă și de-astea. O, așa mă, bine mă. Bă, fraților, haide să luăm niște... Hai să luăm niște lână. O să vreau să-mi fac un pat. Da, cred că știți de bug-ul ăsta. Odată ce omor oaia pică lâna, doar că nu se vede. Nu, nu zombie. Ok, mi se sparge și bâta, hai să o aruncăm că nu mai e bună. Ne punem sabia. Și am nevoie de niște lemn. Uite aici. Luăm așa cam două bucăți, da, pentru că am deja crafting table. Încă puțin bun. Și ar cam trebui să ne facem noi o mică... Ar trebui să ne facem un pat, ca să spun așa. Ok, facem niște de-astea, băgăm așa trei aici. Pac, 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 bun. Ne-am făcut patul, hai să ne culcăm. Azi de că nu e noapte, mă. Ok. O, bă, se pare că nu funcționează toporul ăsta. Ăsta se numește Fireman X, adică topor de ăla de pompier sau ceva genul ăsta. Se pare că nu poți să tai mai repede cu el. Asta e doar o armă, ok, bun. O, insula. Bă, asta e așa, mă. Bă, mi-aduc aminte chestia asta. Bă, am mai fost aici, mă. Dar am filmat episodul ăla, se numea Cheladra, regele lumii. Da, uite și uite acolo, crafting table-ul. Oh my fucking god, bă, ce prostie, bă, deci mă învârt în cerc, frate. Nu știu, cred că a fost episodul 12 sau ceva genul. Puteți să vă uitați la episodul ăla, că vreți să numea Cheladran, regele lumii. M-am urcat acolo sus. Ok. Deci, nu știu ce o să facem. Cred că trebuie să merg, nu știu, vreo jumătate de oră sau ceva genul. Numai în față, frate, deci... Ok. O să mă duc în sud. Deci o să mergem așa în sud, până dăm de clădiri, de turnulețe și alte chestii, pentru că avem neapărat nevoie de iteme. Haideți să-mi folosesc și aceste trei gloanțe ca să scap de încărcătorul ăsta. Ok, am rămas fără gloanțe la K47. Aruncăm ăsta, ne punem ăsta. Mă, nu cred că mai am gloanțe la astea. Ia. Ăsta nu mai am, ăsta nu mai am. M1 Gren nu am, Dragunov. Nici la ăsta. Ok, stau foarte, foarte prost la capitolul muniție. Măcar de să-mi pun, nu știu, gen săbile și toate astea. Hai să mâncăm ceva. Mă, îmi place că zombolii ăștia dropează mere. Deci e foarte, foarte bine, avem ce să mâncăm. Da, și cam atât, nu știu. A dropat ceva. Mre. Militare rations sau ceva genul, adică mâncare. Porți militare, frate. Ok, o să mergem doar în sud. În speranța că o să găsim ceva chestii. Bineînțeles că suntem fugăriți de zombie. Pentru că de ce nu, frate? Suntem într-o apocalipsă a zombilor. A, bă! Apropo, deci azi suntem pe, ia stai așa să mă uit, suntem pe 8, deci pe 11 o să apară The Walking Dead sezonul 6, frate, oh my fucking god.
De când aștept eu sezonul ăsta, l-aștept de jumătate de an sau ceva genul ăsta. Nu știu dacă vă place și vouă. Este un serial cu zombie. Dacă vreți vă scur aici cum se numește, se numește în felul următor. THE Walking Dead, vezi? Adică The Walking Dead. Puteți să-l căutați pe YouTube, să vă uitați la trailer. Bă, deci este un serial super șmecher. Bine, ce-i drept, în ultimul timp a cam devenit, nu știu cum să zic, plictisitor. Adică nu prea se întâmplă multe pe acolo și chestii, dar na, e un serial foarte, foarte bun. Cu zombie pe acolo, cu efecte, cu chestii, mamă, șmecherie, frate. O să apară acum, mai să ieșim, cred că luni, mă. Nu pe 11, ci pe 12 sau ceva genul ăsta. Cred că luni o să apară. Cu tot cu subtitrare și alte chestii. Ok. Ok, se pare că nu e bine să mergem în sud, pentru că este un fucking ocean aici. Hai să colim, frate, partea asta. Ia în partea asta, plouă acolo, ninge, dezastru, frate. Ok. Facem o copcă. Nu știu, ar fi culmea să pescuim. Dar cred că am putea să pescuim, doar că nu avem... What? Ăsta are o sabie mână? Ăsta e zombie din vanilla, se mai spawnează așa câteodată, random. Hai, dă sabia, Barosane. Ai, era culmea să-mi dea sabia. Bă, și avem aici porcușori. Adică am putea să omorăm, dar nu stau acum. Da, și tot vorbeam de pânză de-astea. Adică putem să omorăm acești pânjeni și să luăm pânză, să ne facem... să ne facem o undiță sau ceva genul. Doar că nu prea se spawnează, vezi? Se spawnează foarte, foarte rar gen schelet sau zombie de ăștia din vanilla. Dar o să păstrăm această pânză. Bă, ăsta e disperat, frate. Deci ăsta tot vrea să tragă mine. Hai că-i trag eu în cap la de schelet, trag glonț. Ok, am dat headshot. I-am dat headshot. Haideți să fugim. Mă, se pare că nu prea mai sunt iteme pe aici. Deci o să mă învârt în cerc, o să mă duc acolo, după în stânga și tot așa. Și o să ajung de unde am plecat. Deci, bă, fraților, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Sper să-l ascultați pe Gigel. Dacă nu strângem 169 de like-uri, Gigel s-aruncă de pe pod sau s-aruncă, nu știu, de pe bloc, eu știu. E dement asta, frate. Și nu uitați să dați un like și un share, bineînțeles. Bă, ești nebun? Nu cred! Bă, nu cred! Bă, ești prost, am ajuns la căsuța noastră din copac! Oh my fucking god! Deci v-am spus că ne învârtim un cerc. Ok, să ne urcăm acolo sus. Avem și un pat acum, deci putem să dormim. Bă, deci nu cred că am ajuns aici, frate. Uite căsuța noastră din copac. Ok, haide să punem patul și haide să ne culcăm. Asta că nu pot să pun patul pe chestiile astea. Dar în schimb pot să fac chestia asta. Mă duc aici la crafting. Fac așa 4 bucăți. Costa 5. What? Ia uite-l pe ăsta, mă. Îi dăm headshot. A căzut ca prostul. Ok. Hai să spargem chestia asta și hai de spunem patul. Bă, deci este disperat, frate. Deci ăsta nu mă lasă, mă. Headshot, bitch. Doamne, deci atât de epic să tragi cu armă în scheleți. Punem așa frumos patul și haide să ne culcăm. Deci v-am spus cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un share, bineînțeles. Dacă mai vreți episoade, bine, nu o să mai fie foarte, foarte multe episoade. Oare duce până acolo? Hai, se pare că a dus. Se pare că a dropat ceva. A dropat o săgeată. S-a buguit acolo, vezi? De fapt, două săgeți, parcă. Deci, pe data viitoare.